Preacuvioși și preacucenici și părinți, domniile voastre, dragi elevi. În Sfânta Scriptură găsim un text în Epistola către Evrei, Sfântului Apostol Pavel, care spune în felul următor, aduți aminte de înaintași, de mai marii voștri, cum și-au încheiat viața și urmațiile credință, urmațiile pilda vieții lor. Iar un poet de al nostru, care a iubit foarte mult Butna și pe Eminescu, și care venea de nenumărate ori pe 2 iulie la Butna, a spus aceste versuri, oricine va cere de la voi să vă lepădați de cele sfinte, oricât veți fi de prigoniți și goi, ardă candelele pe morminte. Deci, oricât ne-ar fi de greu, niciodată nu trebuie să înaintăm de cei ce s-au așezat la temelia vieții noastre, la temelia vieții poporului nostru, a neamului nostru, de cei care au știut să ctitorească sufletește, de cei care au ctitorit să, care au știut să le se ofere în urma lor, care să se înscrie pentru totdeauna în istoria culturii unui popor. Mihai Eminescu, el este cel care deschide această listă, cel care s-a așezat la temelia neamului nostru, a culturii și a spiritualității noastre totodată. Pentru că el s-a apropiat de adâncul sufletului poporului nostru și ne-a redat cele mai frumoase cuvinte despre neamul nostru, despre trecutul nostru și în versurile sale, cum spunea Zoe Dumitrescu Bușulenga, găsim limba curată a poporului nostru, Maica Benedicta. Suntem la cea de-a 25-a ediție, cu darul lui Dumnezeu, jumătate de secol. De viață. 25 de ani de când se organizează aici, la Mănăstirea Butna, an de an, Festivalul Eminescu. E a 25-a ediție. Poate că, și sunt convins, poate dumneavoastră ați făcut un bilanț a tot ceea ce a fost în acești ani. Poate că și noi, cândva, ne vom apleca și vom arăta cei care au fost în fiecare an aici, la Butna, de ziua lui Eminescu. Cei care s-au rugat pentru sufletul lui Eminescu, îmi amintesc de anii 92-93, când veneam din toată țara și în mod deosebit din, și din Banat și din Drobeta Turnu Severin. Erau chiar inițiatorii acestor manifestări culturale de aici, de la Putna. Unii au s-au dus dincolo, cum la rândul meu vom pleca și noi, mai devreme sau mai târziu. Dar datoria de a purta de grijă, datoria de a ne aduce aminte, aceasta trebuie să o lăsăm moștenire. Și trebuie să ne facem să înțeleagă cei care vin după noi, că a ține candela aprinsă la un mormânt, că ați aduce aminte de un înaintaș, ați aduce aminte de cel care a făcut ceva pentru istoria și cultura poporului tău, a neamului tău, este o datorie sfântă. Căci atunci când vom uita de aceștia, atunci ne uităm credința noastră, uităm de noi, de existența noastră. Un alt iubitor de acum, apropiat al lui Zoe Dumitrescu Bușulenga, academicianul de Anulică, spunea că atunci când noi nu ne mai cunoaștem istoria, atunci ne vom pierde. Căci agentul, spunea el, agentul funcționării unui neam este tocmai cunoașterea istoriei și a tradițiilor sale. De aceea, eu felicit pe cei care în decursul celor 25 de ani s-au aplicat asupra lui Eminescu, au scris, au fost premiați aici la Butna sau în altă parte,
au lăsat câte ceva, au pus o floare, au pus o lumânare, au înălțat o rugăciune de cursul acestor ani. Și rog pe Bunul Dumnezeu ca acest Duh al nostru, căci a ne aduce aminte de înaintașii noștri, este ceva firesc la noi, la români, la poporul nostru. Și ne dăjduim că acest firesc să nu se piardă, să nu se transforme în nefiresc. Sau cum mai spunea cineva, atunci când îți mai aduci aminte de înaintași, de părinți, când ai uitat, atunci ai intrat într-o oarecare stare de nesimțire sufletească. E vorba de Bartolomeu Anania. El spunea că între păcatele care se întrezăresc la noi, la neamul nostru, este și acesta în ultima perioadă. Rog pe Bunul Dumnezeu ca Duhul Simțirea lui Eminescu. Dragostea lui Aron Cumnu, cunoașteți foarte bine anul acesta, se plinește 150 de ani de la moartea lui Aron Cumnu, care a fost părintele, mentorul lui Mihai Eminescu. Și chiar dacă el, după unul, nu cunoaștem în amănunt, Aron Cumnu nu ar fi fost într-o totul de credință ortodoxă, l-am pomenit astăzi aici la rugăciune. Pentru că din cor înaintea lui Dumnezeu, când noi trecem, faptele vorbesc în primul rând. Și Aron Cumnu cunoașteți foarte bine prin câte a trecut și a fost poate cel care a inițiat și a sprijinit mult unitatea poporului român și drepturile nației noastre. Facă Bunul Dumnezeu ca în locașul de acolo, în împărăția sa, fiecare să fie așezat în rândul marilor bărbați ai neamului nostru, ai celor care s-au jertfit și au știut să se jertfească, iar noi să învățăm de la ei și să ținem candela aprinsă la mormintele lor, să înnoim mereu cuvintele pe care ei le-au lăsat, să le așezăm în sufletul copiilor care vin după noi, pentru ca și ei, la rândul lor, să devină ceea ce noi, poate la rândul ne-am dorit cândva, și ei să devină vrednici urmași ai acestor străbuni, ctitori de neam și de cultură ai neamului nostru. Dumnezeu să-i odihnească cu dreptii. Amin.